Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag a voastră pandele Laura. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc celor care ați fost pe live-ul meu de aseară, într-un număr destul de măricel, dar pe spate mult, mult mai mult. În seara asta, la 7:30 maxim 9, vom intra pe live-ul justițiarilor să vedem ce se mai întâmplă și astăzi veți avea iar două vloguri, unul pentru Casa Iubirii și unul pentru ceea ce se întâmplă în online. Așa că urmăriți-le pe amândouă și distribuiți-le ca să ne facem mai auziți. Ce vedem ieri în emisiune? O vedem pe Teo, supărată de gesturile pe care le are Giulita și, bineînțeles, Robiță, care, prin felul lui de a fi, nu-și dă seama că Teodora este deranjată. Dar observăm un lucru, că Roberta iar a avut dreptate, spunând de Giulita că această fată nu face altceva decât așteaptă ca femeile să se certe cu băieții, iar ea să fugă la ei. În momentul când a auzit deranjul Teodorei că a fost supărată de ceea ce a văzut la Robiță și Giulita, alaltă ieri în emisiune, bineînțeles că Giulita prinde ocazia, vede că Teodora nu este lăsată în casă la băieți și ce face? Se duce la Robiță. Dar, încă o dată, măi Giulita, se vede că ești fata refuzată, fata fără soartă și doar crezi că în momentul când ei se ceartă, te vor lua pe tine. Încă o dată ne-ai arătat că, de fapt, asta ești tu în realitate. Te cerșești măcar să fii amantă pentru o noapte, dacă se poate spune așa. Dar ieri Robiță a demonstrat lumii întregi cine ești tu. Și de fapt, a nu știu câta oară, măi Giulita, te-ai făcut de cacao, că asta ești. Ce vedem? Vedem că Virginica, văzând-o pe Teodora, că este deranjată și că începe să își spună cuvântul în fața lui Robiță, da, dragă, a văzut cadrul când Giulita îți punea mâna pe brățări. Păi asta urmărește Giulita, ca să mai pipăie, ca să-i mai simtă mirosul lui Robiță, cum se ceartă Robiță cu Teodora, ea se duce, vezi, Doamne, să-l împace, să-l mai ia de brațe, să-i mai facă masaj, să-i mai pună mâna pe burtică, să mai simtă și ea pe Robiță, să mai miroasă a Robiță. Dar Robiță, într-un final, și-a dat seama cine este Giulita și a făcut pași pe covoraș. Dar bineînțeles că ea acceptă și umilințele astea doar să râdă Robiță cu ea. Vedem pe Robiță că este foarte deranjat de deranjurile Teodorei și spune, gata, de astăzi nu mai vorbesc cu nimeni, dar nici tu nu mai vorbești cu nimeni. Dacă te mai prinde Teodora că vorbești cu cineva, te iau de mână și plecăm. Deci, din start, ne spune că s-a întâmplat mai mult decât ceea ce vedem în emisiune. Faptul că și-a permis să urle în halul ăsta la ea, nu poți să faci chestiile astea decât dacă ai avut și contact intim. Părerea mea. Acum vă aștept și părerile dumneavoastră, dragii mei telespectatori. Ce părere aveți? Robi și Teodora,
au avut mai mult decât ceea ce vedem noi în emisiune. Bineînțeles că Teodora a fost numărul 1 și i-a spus. După ce Robiță i-a reproșat de ce nu-l votează pe Moldo. Și atunci vine Teodora, mă, ești drăcoasă, mică, mică, dar nici tu nu te lași, bravo ție. Păi atunci, tu de ce ai spus de Virginica că niciodată nu o să o votezi? Că ai ceva cu ea, nu? Ceva de gen. Și l-a făcut pe Robiță knockout. Bineînțeles că Robiță s-a enervat și atunci prinde, tu și grasa, momentul să se ceară la băieți și să îi râdă Teodorei în față, cum fac ele de fel, că vezi, Doamne, pe mine m-a lăsat, pe tine nu te-a lăsat. Și bineînțeles că se duce la Robiță și începe și râde și glumește cu el, doar o băga-o ăla în seamă, dar ăla nu i-a dat importanță, ba din contră i-a spus, du-te, pleacă de aici. Și ea tot insistentă că na, dacă așa a fost obișnuită să primească decât rușini, ea le ia ca pe răsfățuri. Dar de fapt e conștientă în sufletul ei că niciun bărbat nu o suportă. Robiță, tot ca să nu se pună, până la urmă vorbește, dar vorbește cu ea în sictir, s-a văzut destul de clar că lui Robiță nu-i face plăcere Giulita. Bineînțeles că ea tot nu se lasă și spune lui Robiță, pune capul jos, că asta este supărată și când suntem pe conexiune. Păi da, femeie, pentru că s-a văzut cu ochiul liber că tu bagi băieții în seamă ca să ai cu ce să le oftici pe fete și să le dai tu de înțeles și tu și Virginica, vai, pe mine ne iube, pe mine mă place. Astea sunteți voi, dar de fapt sunteți niște refuzate și niște umilite. Cam asta sunteți. Iar Teodora, fapt că la sfârșitul sezonului, la sfârșitul episodului, râdea cu Robiță și tu, Giulito, îți mâncai buzele și vorbeai tu ironic. Lasă capul în pământ, Robiță, la fel ca Patricuț. Dar voi tot n-ați înțeles că orice bombardier pentru iubire lasă capul jos? Cât ar fi el de șmecher? Dar uite, pentru tine, tu, neavând și necunoscând aceste sentimente, e cam greu și îți cam bagi unghia în gât și tu și Virginica, că voi n-ați avut parte, pentru că sunteți rele. Teodora este o căprioară nărăvașe care îl face pe Robiță cu cap. Ăla vrea să țipe și să înjure că nu mai gata, vrea să scape de Teodora, dar în momentul când o vede, ia uite cum îi mănâncă din palmă. Și chiar el recunoaște, băi, m-a făcut cu capul, m-a făcut să fac ca toți nebunii copila asta. Asta înseamnă să ai sex appeal, să ai lipici, să faci bărbatul ăla să uite de toată șmecheria lui din cap. Pe când voi, pe răutățile voastre, nu faceți altceva, Giulito și Virginico, nu faceți altceva decât goniți bărbații, nu astea. Nu, că sunt acre, că n-au spiritul Crăciunului. Cam asta e. Așa că un mare, mare dislike, Giulita și Virginica și bravo ție, Teodora. Chiar știi cum să faci bărbatul ăla să vibreze în jurul tău. Bravo, bravo ție. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem pe Patrick și pe Bia, care și ăștia doi, ferească-mă Dumnezeu, măi, sunteți frumoși, sunteți demențiali. Patrick lasă tot și spune, nu mai gata, trebuie să mă duc la Bia. Și o ia, o pupă, o zmotocește, ea începe și plânge, ce? Că de când am venit eu văd că-ți merge rău, văd că toată lumea te acuză, te iubesc prea mult și ar fi bine să punem punct. Iar atunci Patrick înnebunește, cum? Ceva de genul. Păi tu ești fericirea mea. Cum să fie așa ceva? Nu există. Bravo, bravo vouă, copii frumoși. Doar cei care se iubesc cu adevărat și au trăit acele sentimente pe care voi le trăiți acum, vă înțeleg perfect. Eu una sunt trecută și vă simt, v-am simțit toată vibrația și toată supărarea. Bravo, bravo vouă, copii frumoși. Bianca și Patrick, bineînțeles că Patrick începe să dea de înțeles, s-ar putea în marea finală să te cer de nevastă.
Bravo, vo, ea spune, păi ce, numai dacă câștigi? Și el a spune, da și cum, adică nu câștig și vin eu. Hai că o cer și eu, dacă câștig, normal că te cer. Bravo, vo, și vreau să veniți și cu ecografia, copilul Casa Iubirii. Ca să spunem cu adevărat, uite, s-a născut copilul Casa Iubirii. Ce mi-ar plăcea să văd lucrurile astea pentru cele care tot se dădeau în stambă. Bravo vouă, copii, copii frumoși. Bine că eu ce spun, să faceți voi un copil e prea devreme, dar dacă vine și Dumnezeu vi-l dă, să vă trăiască, să vă bucurați de el. Bravo vouă, copii frumoși, sunteți prea frumoși și vă potriviți prea mult, s-a văzut. Patrick, indiferent ce supărare ar avea, nu îl doboară nimic cum îl doboară dacă el consideră că Bianca este supărată. Și Bianca, la fel, nimic nu o doboară decât gândul că Patrick ar putea să fie supărat. Bravo vouă, asta înseamnă iubire. Repet, doar cei care au trecut și simt și la ora actuală sentimentele astea, vă înțeleg perfect. Bravo, bravo vouă. Pot să spun că soțul meu a văzut faza aia și Patrick a râs de tine. Și a spus, ia uite-l, cât s-a dat el de șmecher, tot după aia a venit. Băi, Pătricuț, și eu sunt la fel ca tine. Asta e, bravo vouă, copii frumoși. M-am regăsit foarte, foarte mult în povestea voastră. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Virginica. Virginica care, ferească-mă Dumnezeu, cât de rea poate să fie această ființă. Vedem că începe ea iar să se lamenteze cu Elena. Și începe ea să bage în ședință băieții. Să ceară validarea băieților dacă ea este rea. Spunând că Elena, de fapt, a atacat-o pe ea și că i-a spus multe. Ce ți-a spus? Că a jignit-o, că a spus da-ia, 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 dar n-a spus nimic. Măi, dar de ce nu verbalizezi? Că m-a făcut rea, că nu i-am dat fierul. Păi și ce? Asta înseamnă că ești o femeie bună? Și ce face această Virginica? Ca să vedeți cât de periculoasă poate să fie și cât de parșivă. Începe să întrebe băieții, vi se pare că eu am atacat-o, că a zis că am făcut-o preș, Elena? Bineînțeles că Denis a început și a spus, da, da, și tu ai băgat bățul printre grand cu sondajul pe care l-ai făcut. A, nu, Moldo, Garcia, nu, tu nu ai fost rea. Garcia, nu, cum să fie? Apare și Grecu, care ești un pervers. Măi, Grecule, cât ești de mare, te-au făcut alea două, una cu pământul. Și bineînțeles că Denis, când vede cât de parșivă e, îi spune Virginica, păi stai puțin, dacă tot ne întrebi, de ce nu aștept și răspunsul nostru? Păi ce, ați ridicat mâna? Măi, Virginico, tu nu ai limită la aroganță și la tupeu. Vrei să ridice băieții mâna, să le dai tu voie să vorbească și lași pe tândală și pe cală pe Moldo și pe Garcia să te ridice în slăvi? Păi vezi, mă, cât de perversă ești, măi, Virginico, cum tu ai arătat lumii întregi că ăia doi sunt întălăii tăi, Moldo și cu Garcia. Și când Denis ai văzut că nu este de acord cu ceea ce spui tu, imediat ei tăia macarona. Păi ce, ați ridicat mâna? Dar bineînțeles că nu s-a lăsat Denis. Bravo ție, Denis. Și a spus, păi da, tu ești cea care ai băgat bățul și ai venit tu cu sondajul. Dar de ce trebuia să faci sondaj? De ce n-ai spus cine e ăla din Craiova și ce faci tu cu Robiță după emisiune în București? Să facă și ei, Elena, un sondaj? Ce părere au băieții dacă tu ai iubit în Craiova? Care te așteaptă? Și dacă te întâlnești cu Robiță pe afară, vrei să facă și Elena sondajul ăsta și să vezi că
S-ar putea să pierzi. S-ar putea, măi, Virginica, deci te-am văzut genul ăla de femeie care dacă vezi omul că e jos și moare și are nevoie de un pahar de apă, tu îi arăți și spui, nu-ți dau, mori. Asta ești, Virginico. De asta vei rămâne singură cu câini și cu pisici. Crede-mă ce-ți spun. Toată lumea s-a convins de răutatea și veninul pe care tu îl ai în tine, Virginico. Îl vedem pe Grecu, care și ăsta s-a văzut cât de repede s-a vândut și dă de înțeles că Elena nu este pe gustul lui, că s-a convins cine este Elena. Și că vezi, Doamne, i-ar plăcea Virginica. Deci, măi grecule, se pare că una ca Giulita, o refuzată, o bătută de soartă, a reușit să te joace pe degete. Și ai căzut în plasa ei. Doamna Mantea, venind în emisiune și văzând școala pe care o au fetele astea în cap, șmecheritele astea, refuzatele astea la export, Virginica și cu Giulita. Virginica, dacă era o fată corectă, cum se dă ea, nici nu accepta jocul pervers pe care l-a propus Giulita, dar ea râdea. Da. De ce? Să arate lumii întregi că la ea se pune stop. Bărbații când o văd, cad în cap. Bărbații când constată cine ești, te trimit pe tine în cap și ei și-o iau pe potecuță. Cam asta ești, Virginico, și bineînțeles că doamna Mantea nu a suportat perversitățile lor și spune grecului că de fapt a fost un plan făcut de Giulita și de Virginica ca să vadă dacă se dă la ele, se dă la Virginica și o lasă pe Elena. Bineînțeles că Elena atunci a fost bulversată, dar ca să vedeți cât de deșteaptă este Elena, nu le-a făcut jocul la aceste fete. De ce? Nu vi-l las. Ați vrut să-l luați, să mă lăsați pe mine singură. Nu se poate. Nu-l las. Și se face că plouă, dar mai mult ca sigur la cum am citit-o eu pe Elena, grecule, ți-ai semnat sentința. Elena acum nu vrea să facă jocul la pupezele alea și se folosește și de tine ca să poată să dea în ele când va fi momentul. Și în tine, că și tu ai trădat-o pe Elena. Bineînțeles că grecul când își dă seama, se învinețește la față, zicei că era acoperit, că a fost prostit de două refuzate. Vai cât de urât! Vedeți, mă, ce înseamnă să n-aveți coloană vertebrală de bărbați și să vă fie frică că sunteți propuși la eliminare. Vedeți, așa e și în viața de zi cu zi. Când nu aveți coloană vertebrală și își bat joc unele de astea, ultimele refuzate de voi, sunteți petarde. Și tu, și Moldo, și Garcia. Trei tântălăi. Voi trei sunteți. Rușine. Fii mi-ar scârbă de voi și mai ales de tine, grecule, care te credeam un bărbat cu coloană și asumat. S-a văzut că ești praf și te-a făcut două refuzate de toată jena. Crede-mă că mi-era rușine de rușinea ta. În ce postură ai putut să pici? Dar îți meriți soarta. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Că Virginica, imediat, văzându-l pe grec, că este în situația urâtă și jenantă, spune, stai liniștit că mie mi-a plăcut cum ai vorbit și că ai vorbit la adevăr. Chiar mi-a făcut plăcere că am văzut că ții cu dreptatea. Fii mi-ar silă de tine, Virginico, cât de bandită poți să fii. Deci ea acum încerca să-l ridice oarecum pe grecu și să spună, chiar dacă a fost un joc, mie îmi place de tine. Ești atât de pămpălică, măi grecule, cât ești de creț, atât îți este și mintea de creață.
și sper din tot sufletul ca Elena să vă dea la temelie la toți trei. Giulita, Virginica și, în primul rând, Grecu. Cam asta s-a întâmplat în emisiune ieri în mare. Vedem pe Garcea cu cistine la care trag și ăia de materiale. Îl vedem pe Moldo că mai are un pic și pupă picioarele Virginicăi și stă cu limba scoasă și este de acord cu Virginica. Tot ce spune Virginica mie a ajuns să le fie lehamite la telespectatori. Măi, domnul, părerea mea, că am văzut că ești moderator, părerea mea, măi, tândală, ești prea păcală. Crede-mă ce-ți spun, dinți încârligați, s-a văzut că ești petardă. Iar tu, Garcea, săracul de tine, ai ajuns bufonul casei. Nu știi ce să mai faci, să intri în grații la toți ca să stai și tu în emisiune. Ce faci tu în emisiune, măi, Garcea? Vreau să știu și eu, ce faci tu în emisiune? Ești pe post de clov? Faci concurenții să râdă? Ești măscăriciu casei. Am înțeles. Dragii mei telespectatori, cam asta s-a întâmplat. Sper că v-ați dat seama ce face Virginica. Și acum urmează vlogul dedicat susținătorilor Virginicăi, care se pare, nu se pare, se spune că Elena și cu Virginica au niște probleme și ei, ca susținători, vor lua atitudine. Așa că ascultați următorul vlog să vedeți ce spun acești susținători. Vă pup cu drag, a voastră, pandele Laura. Și nu uitați în seara asta pe live-ul justițiarilor. La revedere!